Începând de astăzi, cele două organizații recomandă medicilor de familie parcurgerea etapelor legale în vederea semnării contractelor individuale pentru 2011 și reluarea activității medicale în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate, așteptând publicarea cât mai rapidă în monitorul oficial al modificărilor legislative hotărâte în protocolul semnat. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Societatea Națională de Medicina Familiei consideră sistarea protestului ca pe un gest în favoarea pacienților care nu sunt vinovați pentru gravele deficiențe ale sistemului medical în general și ale asistenței medicale primare în special. Reprezentanții la nivel național ai medicilor de familie și-au exprimat speranța că promisiunea făcută de Ministerul Sănătății de a se reîntâlni în luna septembrie pentru a crea strategii comune și a așeza medicina de familie în locul firesc în cadrul unui sistem de sănătate european va deveni realitate, asta pentru a nu mai fi puși în situațiile inacceptabile din acest an.